Astăzi am să citesc din cartea Prințul Cenușiu. Fidelitate. Și nu m-ai înșelat tu cu nenorocita aia? Nu. Nici când ai fost la pădure acum două săptămâni? Nici. Și nici când te-ai dus peste Old după vin? Nici. Nici când am fost eu în spital? Nici. El îi spusese mai devreme. Eu cred că am să te părăsesc. Păi ce ai? Am niște vise, mă cheamă ai mei de dincolo. Prostii. Ce prostii, eu știu sigur ce mai. Dar tu să-mi porți doliu alb, nu negru, auzi? Aud, dar culcă-te. Se culcase, adormise. Era tocmai un uliu pe deasupra casei și se gândea cu mintea lui de uliu că i-a venit timpul să se prăbușească și să se prăbușească în ierburile unui deal. Se rotise destul de sus. Și atunci, dacă tu ții nu și nu bazmaua aia înflorată a mea, cum a ajuns la ea? El tace, n-aude, doarme, doarme adânc. A și început să sfore, îi dă un călcâi. Ia spune tu, ce? Bazmaua mea? Nu știu. Și când te-a văzut lumea ieșind dimineața de la ea? Iar tace, al călcâi. Ai? Ia, zâi. Ce? Când a ieșit dimineața de la ea? Când am ieșit dimineața de la ea, era un frig, dase bruma și căzuse un avion peste capul răsfirat al gutuiului și mirosea... Didiță, nu mă ameții, că te găsesc dracii. Ce vrei, dumne, ce vrei? Îi sărise somnul. Să-mi spui clar acum, m-ai înșelat cu ea sau nu? Nu, dar nu cu ea. Dar cu cine? Cu vară ta. Sigur? Sigur. Vezi să nu mă minți. Dai socoteală unde te duci să știi. Să nu minți. Nu mint. Bine. Ea se liniști și se întoarse la perete și a dormit. Am să vă citesc din cartea domnului Lică Vulpești, Cireșul. Ploua pe un colț de strașină și tabla pocnea dureros sub stropii grei. Sunetele ascuțit se amesteca cu vuietul focului din plită. Câte o strelice de flacără ieșea de sub dura plitei și își tremura lumina în perete. Difuzorul hâria într-un colț. Auzi? Ăștia iar fac meeting-uri. Stau pe stră și strigă. A dormit și Magda? Ea zise că nu, dar e aproape. Cam așa îi răspundea mai mereu și chiar acum îi veni ideea să schimbe, să mai zică și în altfel. Stătea pe șold, cu capul sub brațul lui, el pe spate, cu mâna întinsă peste capul ei. Mâine tai cireșul. Auzi tu, Magda, tai cireșul. Nu, ce nu? Să nu-l tai. Ba-l tai. Nu mai are sevă și încurcă grădina. Îl ocolez mereu cu plugul și s-a și camuscat. Ce rost mai are? Da, atunci să-l tai, nu? Magda nu mai răspunde. Era soare și cald și lumină și se uita prin gar la cireșele lui. Pietroase, mari, roșii. Mii de inimi atârnau în cireșul lui și ar fi intrat în grădină să fură un pumn de cireșe. A intrat, ea știe pe unde, s-a încurcat și a rupt câteva. Le-a pus în iarbă, le-a așezat în ordine și le-a numărat. El o văzuse sărind ca o umbrelă întinsă prin crengi, fusta-i fâlfuia în aer și îl cuprinsese o amețeală pe care nu poate uita niciodată. Fusese s-o prindă. Magda însă stătuse pe loc. Și fur cireșe ai? Îi zisese. Uite ce-am furat, îi răspunsese. Se uitase în ochii lui, iar el la urechile ei, unde avea cercei de cireșe. Apoi știu ei ce se întâmplase în iarba aceea moale și înaltă, în după amiaza aceea fierbinte pustie. Mâine îl tai să știi, s-a uscat și mă încurcă rău. Iată cea sau chiar adormise. El se întoarse și vâră nasul în păr. Părul îi mirosea iarbă. Și ăștia nu mai termină cu meeting-urile, s-au învățat pe străzi. Să vină Colea la pământ, nene. A dormit și el cu gândul la cireșul pe care voia să-l taie. Nu-l mai tăie însă, pentru că dimineața cireșul înflori. O să citesc povestea Doliul. Se numea Gogorici și venise dintr-un sat de peste Olt. Se aciuiase la fermă, dormea, mânca și muncea cinstit. L-a convins pe director că e om harnic și priceput. Directorul i-a dat o bucată de pământ să-și facă o căsuță. Și-a făcut-o. Oamenii îl respectau, dar și îl compătimeau. Copil orfan, crescut la casa de copii, n-avea pe nimeni pe lume. Gogorici se purta în negru. Nu schimba niciodată culoarea. Purta doliu. După cine? Se întrebau oamenii. Dar știau că e singur pe lume. Cineva l-a întrebat. De ce umbli mereu în doliu? A întrebat și el. De ce umblu? Da, ești mereu în negru. Sunt, pentru că trebuie să fiu. Păi asta e. De ce? N-ai părinți, n-ai frați, bunici și străbunici nu i-ai cunoscut. De ce? Da. De ce? Tocmai de aia. N-am pe nimeni. Și atunci, păi după mine, cine o să-mi poarte doliu? Nebuna, cam după vreo două luni de la căsătorie, Fila intrase fără scăpare în chingile unor vorbe ale lui Iro, care repeta într-una. Ești nebună. Se ruga de el cu mâinile frânte la piept. Nu mă mai face, mă, omule, nebună. Dar el, ești nebună dacă îmi cere asta? Păi de ce mă faci nebună mereu, așa, din senin? Ești nebună dacă mă întrebi?
Ea tăcea ca un pește năvod, o pasăre în colivie, un lup hăituit și altele. Făcea curățenie, era nebună, ciopârțea o găină pentru supă, era nebună. Dădea babe la porci, era nebună. Întreba ceva, era nebună. Vorbea de cineva peste gard, era nebună. Spune-mi și mie, ce crezi tu în toate astea nebunie? Ești nebună, nu vezi? Într-o duminică, până în prânz, când soarele se vărsa ușor printre frunzele dudului bătrân de la poartă, Fila scoase televizorul. Era tocmai ora satului, îl puse pe un scaun în curte și legă vaca de gutui. Aduse covorul persan, îl întinse la umbră, bătu animalul la genunchi și animalul începu să se plimbe, încoace și încolo, făcuse urme pe plușul moale și roșu, îl udă, îl pictă cu negru și, neavând nicio scăpare, rămase nemișcată cu ochii în ecran, rumegând nepăsătoare, mișcând blegos din urechi și din coadă. Apoi, Fila se urcă în dud și începu să cânte cucu. Trecu o femeie de la apă, văzu vaca pe covor în fața televizorului, auzi cucu, se uită în sus și până să ajungă acasă, spuse la fiecare poartă ce văzu, ce auzi. Încet, încet, oamenii se adunară, nu ziceau nimic, nu râdeau, nu plângeau, se uitau doar și le părea rău de covor, de televizor și mai ales de cucul din dud. Iro se plimba și el de la gutui la dud și înapoi. Împingea vaca să iasă din persan, își trecea mâna prin păr și se uita în sus. Filă, coboară! Sunt nebună! Hai, coboară, că s-a ars tocana și trebuie să mergem, știi tu unde? Nu cobor, că sunt nebună! Lumea a început să întrebe. A nebunit Fila, Iro? El răspundea. Cum să nebunească? Ce vorbă e asta? Că scoase televizorul și regă vaca de gutui și cântă cucu înseamnă că a nebunit? Nu, nene, nu! Și Fila a coborât atunci și i s-a părut că îl vede pe Iro cu un cuțit în mână, tăind chingile năvodului sau colivia sau răzuindu-și limba cu vârful. Pătulul. Nelul meu n-a fost niciodată vesel, dar acum parcă-i plouă în cap. Stă trist și-și mângâie sacii stivuiți pe sală. 270 de duble de grâu stau grămadă pe jos. Ajung până în tindă și el se plimbă printre ei și mângâie. Și e trist. Ce ai, mă, omule? Zic, în loc să te bucuri, stai supărat ca o fată mare înșelată. Ce știi tu, muiere? Zice și pleacă. Mă uit după el, iese în curte, vine înapoi și intră între saci. Mă tot gândesc ca proasta, ce-o fi cu tristețea asta și zic, mă, n-auzi tu, hai să-l vindem, cumpărăm altul mai târziu, că toată lumea are. Păi tocmai asta e, zice, că toată lumea are. Cum îl vinzi? Și după aia tace și iar intră în tristețea asta a lui și nu știu cum să o mai dau, în loc de bucurie, supărare. Fierb țuică la prânz, bem, îl iau ușor și zic, Nelule, în loc să ne bucurăm, de ce? Întreabă, uite așa. Ai 270 de duble de grâu, ce n-am avut de când suntem, aici pe sala casei noastre și parcă suntem cu mortul în casă. Proastă ești tu, zice el. Păi asta înseamnă că suntem cu mortul? Dar cum? Păi tu nu mă înțelegi pe mine. Adică, eu nu vreau să mă bucur, măi femeie, că atunci când te bucuri prea mult, păi da, dar nici așa. Păi aia e, că tu nu înțelegi. Eu mă bucur pe invers. Și când place, și când plouă în cap, cum zici tu, mai e și mă tot frământ până... Cum să facem un pătul? Că trebuie să facem un pătul, că or să vină porumbii. Apoi iar grâu și iar porumb și de acum încolo. Ai înțeles? Pe acolo i-am spus că am înțeles, dar a trebuit să mă gândesc ca să-l înțeleg cum trebuie. Gardul. Ei, ia spune Constantine, cum a fost? Ce să mai spun? Am băgat doi oameni și l-am tăiat. Gardul, salcâmi unul și unul, sănătoși. Eu ardeam bețe și paie și... Bine, bine, lasă asta, dar ea ce? Ea ce făcea? Stătea acolo sub plută și curgea puterea în pământ. Neagră, vânătă, nu mișca. Fusese așa dintr-o plezneală. Vine finul dimineața la mine, hai nașă, zice să-l tăiem că e voie. Fine, zic, vine peste noi cu paznicii, cu aia de la CAP și pățim ca în primăvară. Hai nașă, zice finul, hai că nu mai așa, am auzit eu la aparat că și-a fiecare pământul de la avut. Și așa a fost. Și ea, care? Brigadieră. A, da, venise la fața locului, sta sub plută caparul și se uita lung cum cădeau salcâmii și îi puneau în căruță. Se uita neagră, îi se usca puterea sau îi se ducea în pământ. O bătea vântul. Doamne, ce vânt o bătea! Cred că vântul o bătea și înainte, dar altul. Că așa e omul, cum îl bate vântul. Așa e, știu, dar rău de ce știa să facă? Cum? Păi dacă o bătea vântul ălălalt care băca în ea putere, de ce veni cu șase oameni și îmi plantă nuci până sub geam? Nu mă mai gândeam la grădină. Mi-o luaseră. Dar de ce planta nuci? Știi de ce? De-a dracului. Da, să fie sigură că niciodată n-o să mai ar bucata aia de pământ și să se bucure când mă vede pe sală plângând. N-a fost să fie așa. Blestemele mele au uscat nuci ei. Ce credea? Că n-o să mai bată niciodată al vânt, ai? De, are grijă domnul. Pictorul. Lui Dulică tot satul îi zicea pictorul. Venea des acasă și umbla cu blocuri și culori după el. Picta tot ce vedea. Case, puțuri, vaci, oameni, chiar și câini împerecheați.
În oraș, Dulică vindea bilete în autobuz. Lumea însă îl credea pictor într-un mare atelier, cum spunea el. Magazia, bucătăria de vară și un cotenț nou erau doldură de picturi. Planșă după planșă, foarte colorate. Treceau oamenii pe drum și se chiorau pe rost. Se mirau, dar și admirau. Când Dulică era acasă, deschidea poarta ca să-și expună gratuit la vedere expoziția. Onicioaia avea 6 oi albe ca spuma și treceau mereu pe la poarta lui Dulică. Nu văzuse nimic până când o prinsese pe Didina, uitându-se sârmă printre două uluci. La ce te uiți, Didina? Ia uite colo, ce frumos e. Ce? Păi nu vezi? Picturile. Ce sunt alea? Uită-te. Onicioaia le văzu și zise, aha, frumoase fă, cine le face? Păi nu știi? Dulică, e pictor. Pictor? Da, pictează. Pictează? Da, face de-alea colorate. Într-o zi, Dulică veni în crâng, cu pletele în vânt, cu un carton mare și o găsi pe Onicioaia cu oile. Se apropie de ea. Bună ziua! Onicioaia se sculă repede. Bună ziua, maică! Ce faci? Uite, veni să-ți pictez oile. Ce să faci? Să-ți pictez oile. Femeia se făcu roșie, sfeclă, începu să tremure și strigă. Ba nu, pleacă de aici! Păi, stai să vezi! Ce să văd? Pleacă de aici! Lasă-mi oile albe, așa cum sunt! Dulică se întoarse și o luă spre un puț. I se usca segura. Îngrijorare. Ferma avea și camere pentru călătorii. Locatarii erau din toată țara. Veneau la muncă. Filomela și Adela erau prietene bune. Erau dintr-un sat de lângă Bacău. Munceau doar bărbații lor ca șefi de echipă. Câștigau bine. Filomela și Adela erau nedespărțite. La cafea, la plimbări, la bârfe. La o cafea cu țigări, la ceva lichior și la ceva lichior dulce. Dragă, nu ți-am spus, dar trebuie să-ți spun. Zi! Cam la 2 zile, pe la 10, îmi bate în ușă un bărbat tânăr, zdravăn și frumos. Ei, și știi ce urmează? Știu. Păi și ce e rău în asta? Nu e nimic rău, dar mă îngrijorează altceva. Ce? Ce-o fi având cu bărbatul meu? Am atât de multe lucruri de spus, încât îmi vine greu să selectez ce mai specific pentru existența mea, pentru viața mea, pentru tot ce am realizat. Vreau să vă spun că, în primul rând, să vă mulțumesc organizatorilor pentru cinstea de a participa și să vă mulțumesc dumneavoastră pentru cinstea de a fi prezenți la această activitate. Este pentru mine, sigur, vă spun cu cea mai mare sinceritate, este o onoare. Ce vreau să vă spun, poate că eu am făcut multe întâlniri cu elevii și întotdeauna am vorbit de felul cum, sau am dezvăluit câteva dintre secretele actului de creație. Pentru că bănuiesc că la orele de literatură nu e timp, sau profesorii de română n-au timp să povestească lucruri intime ale procesului de creație. Vreau să spun că a scrie e în mod obligatoriu este a avea har. Îngerii la naștere te înzestrează cu acest har de a scrie, pentru că dacă nu ai har, oricâtă muncă ar fi, nu reușești să ajungi scriitor. Și vorbesc aici de un scriitor bun, nu de scriitor pur și simplu. Așa că pornesc la ideea că a scrie este o modalitate specifică aproape fiecărui scriitor. Există mai multe modalități de a scrie. Există droguri, există alcoolul, există cafeaua, există tutunul care provoacă inspirația. Și sunt cunoscute cazurile. Prietenul meu, marele scriitor Nicolae Velea, care a fost cel care m-a ținut de mână și m-a ajutat să intru în lumea literelor, a și pierit din lumea aceasta datorită alcoolului, pentru că el își provoca inspirația cu alcool. Și el era de lângă Tigveni, la Cepari. Și așa l-am cunoscut, eu eram profesor la Tigveni, și am luat legătura cu el și mă sfătuiește odată ceva, tu bei? Zic, nu beau. Și chiar că nu beam atunci, eram tânăr profesor, nu intram, mi-era rușine să intru în birt, să beau. Și zice, dacă vrei să scrii ca lumea, pune mâna și bea.
Și bineînțeles că vreau să scriu ca lumea și vreau să mă afirm. Și stăteam la gazdă, am luat o stică de țuică, de un kilogram, într-o sâmbătă seară, adică cu aparatul deschis, bei, citești, asculți muzică și mai stai și ai să vezi că te învăluie, inspirația te prinde, apar personaje, apar oameni, apar și încep să intri în trans. Așa am făcut și eu, tânăr fiind, iau sticla și stau până la miezul nopții, stau și am văzut că merge. Iar mai beau, am săcut vreo două săptămâni, o săptămână întreagă am săcut după aceea, că nu băusem până atunci, și am scris una dintre cele mai bune povestiri, o țin minte și acum, încât a treia zi am și trimis-o la revista lui Ceafăru, unde era Fănuș Neagu, redactor, director, de la rubrica proză, Amiază răsturnată se numea. Probabil că titlul mi-a fost inspirat de faptul că tot în capul meu era răsturnat din cauza alcoolului. Și titlul mi-a venit așa. Și am trimis-o și s-a publicat imediat. Că bă, mi-a dat telefon. Că, bă, ai scris excepțional. Bă, a scris, bă, dar m-a costat un chil de țuică. Și acum a zac o săptămână. Că bravo, da. O săptămână, m-a stat două săptămâni, s-a trei, după aia mă învățasem. Și iar mai fac rost de o stică de țuică după la sătien după acolo și zic acum iar. Îmi revenise, zic, să dau bătaie acum să mai scriu o proză, să mi-o publice Luceafărul, să fiu mare. De unde am băut toată sticla, până dimineața am căzut mort. Da? N-am scris nimic. Și atunci am zis, domne, pentru mine nu e alcool. Revin la idee. Deci nu băutura este cea care provoacă inspirația. Nicolae Velea, Rebreanu, iar era cafeaua și țigările, ceea ce l-au și dus la pieire. Și mult, spre zile de Sadoveanu scria la comandă, el își comanda, spunea de la 4 la 8, spunea menajerii nu deschis ușa pentru că eu scriu. Ce vreau să vă spun, deci că există, la mine însă, scriu numai la inspirație. Deocamdată n-am scris de vreo 2 luni de zile nimic, pentru că nu am inspirație. Ce înseamnă inspirație? Înseamnă că să ai momentul acela de transă, să simți că ai sufletul fierbinte, inima plină, capul plin de idei și atunci poți să scrii. Dacă nu-ți... Bine, poți să scrii și acum, dacă îmi faceți o comandă și îmi spuneți hai să scrie o povestire pe tema cu tare, o scriu. Mă retrag undeva și o scriu. Dar o scriu proastă. E proastă. Nu-mi place mie și așa că nu mai scriu. Forțată. Da. Așa că asta este maniera de a scrie. Debutul meu s-a petrecut în revista Luceafărul prin 1966, unde, am spus, era Nicolae Velea, care era din Cepari, lucra la revista Luceafărul și am trimis o proză, sau mai multe proze, și a apărut în revista Luceafărul convorbirea telefonică între Nicolae Velea și Fănuș Neagu și suna cam așa. Zice, un tânăr profesor din Tigveni a trimis niște proze. Și Fănuș Neagu, sunt bune? Nicolae Velea, da, sunt foarte bune. Sunt cu dălea cu țărani suciți? Da, o publicăm. Deci vă dați seama că mă potriveam la scritură cu Nicolae Velea și cu Fănuș Neagu din moment ce l-a întrebat dacă e proză cu țărani suciți, pentru că asta este proza lui Nicolae Velea și a lui Fănuș Neagu. Țărani suciți. Și după aceea am publicat în multe reviste, dar nu aveam carte. Eram un scriitor cunoscut, dar fără carte. În 80 am predat la Mircea Sentimbreanu, cunoscutul scriitor de literatură pentru copii, m-am dus cu un volum și mi-a apărut și a fost extraordinar de bine primit cu acel volum. Dar am avut și un roman care mi s-a topit, Domn Petrică și celelalte. Trebuia să apară în 85, acolo era vorba de pauperizarea satelor, era vorba de satul meu, Vulpești, că era pus pe tapet
se făcuseră niște blocuri în Dobroteasa, în comună, unde oamenii din sat, din Vulpești, trebuiau să fie mutați acolo și satul să fie arat și pus vie. Via de Drăgășani se extindea de la Drăgășani înspre noi. Și atunci eu am intrat în mare durere, când mă gândeam să fie vișinul meu tăiat, să fie aia, și am scris Domn Petrică și celelalte. Roman cam dur pentru o rânduire comunistă. Și romanul a fost bine primit la Mircea Sentimbreanu, dar când se apară, a fost topit. Pentru că s-au luat la rând vreo 10 cărți la lectură și mai erau câteva zile să apară. Deja eu primisem un manuscris cu romanul și așteptam să apară în librării. Și m-am trezit cu un telefon de la redactora cărții să viu la București urgent că romanul nu mai apare. Ea a început să plângă. Eu i-am spus, bineînțeles că venea și mi să plâng, i-am spus, nu fiți amărâtă că vor veni și timpuri când această carte va apărea și parcă am fost fermecat și am spus atunci. Imediat după Revoluție, romanul meu a apărut printre romanele dizidente. Ce să vă mai spun și cu asta închei, când m-am lungit, m-am bucurat de faimă, așa să zic, de premii. Premii, am luat destule premii și la nivel de județ și la nivel de țară, premiul revistei Luceafărul în 67 la proză pe țară, premiul Uniunii Scriitorilor de la Focșani, dar ceea ce este mai important este că am fost tradus în Moscova într-un volum de proză care se numea Inăstranaia literatura, asta însemnând literatura străină, unde se publicau numai scriitori din țările democrate. Din țările democrate, din țările socialiste, eu cu democrația dat, din țările socialiste. Și cei din Moscova au urmărit revistele și au cerut la Uniunea Scriitorilor materiale cu mine, cu poză, cu proză, cu tare. Și eu m-am dus la Uniunea Scriitorilor și nu, n-au apărut, ce aia de la București, de ce apare ăsta de la Pitești? Cine e ăsta, anonim? N-au apărut. În schimb, ei de la Moscova au luat din revistele noastre și au încropit un material cu poză, cu prezentare, maladoi românski pisați, scriau ei, tânăr scriitor român, și am fost tradus la Moscova cu o schiță care se numea Cântă fierul în mâna ta. Era vorba de un copil la țară care era dezorientat, nu știa ce să mai facă, până la urmă se duce la oraș, intră sub mâna unui maestru, îl face strungar, mă rog, în maniera respectivă. O poală cu ouă, titlul cărții, ultimele mele cărți, este o schiță la care nici nu mă așteptam să aibă așa, un drum. O poală cu ouă este o schiță, cum spunea un critic literar, în genul lui Sorescu, tot așa cu Țăran Sucit, din care eu n-am avut intenții mari. Însă a fost citită în noaptea de Revelion, la ora 9 seara, de către la postul de radio, a murit, am laptus acum, vă spun eu, a fost citită și interpretată. Chiar în noaptea de Revelion, da, interpretată o poală cu ouă, asta care este aici. Da. Bineînțeles că eu nu m-am gândit la cum au interpretat-o ei la Europa Liberă. Au interpretat-o ca fiind, uite ce rău trăiesc românii, că omul ăsta umblă cu o poală cu ouă, n-are ce mânca. Nu m-am gândit eu la așa ceva. Ei au făcut, au scos, treaba politică din chestiunea asta. Au interpretat, da, da. Iar cât privește romanul dizident, am avut câteva probleme cu securitatea, pentru că eu n-am știut. Nu mi-am dat seama că am scris atât de grav la adresa regimului comunist. Nu mă consider un dizident, mă consider un om căruia a fost topită o carte, dar răsplătit că a fost apărută după Revoluție. Da, n-a trecut de cenzura comunistă, nu? Trecuse, scăpase, dar nu știe cine și cum, de unde a venit
Ideea, ordinul ca să fie la lectură luate 10 cărți din toată țara, mai mult ale tinerilor, și toate topite. În primul rând, bineînțeles, țin să vă felicit. Cred că pe domnul Ion Lică Vulpești, la naștere, îngerii l-au înzestrat nu numai cu talentul de a scrie, că ci-au dat chiar prea mult, ci și de a povesti. Ați observat cum ne-a captat în această povestire și chiar mai devreme noi am avut, până să vină colegii noștri de la Zinca, am avut onoarea de a-l asculta chiar într-o poveste foarte frumoasă care ne-a emoționat, țin să spun, și cred că și pe dumnealui. Am plâns eu, i-a dat la da. Cred că sursa de inspirație, cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, nu alcoolul este cel care vi se potrivește, ci cred că țara cu toate minunățile ei. Pentru că avem o țară atât de pitorească și atât de frumoasă, cred că a fost sursa dumneavoastră de inspirație de la țară. Cred că cu toții la un moment dat ne-am regăsit în unele povestiri, cel puțin eu, și citeam așa, având prilejul de a copilări la țară, cel puțin în cea cu pătulul, care mi s-a părut mie că aduce amor omeții și eu cred că nu aș putea, de fapt, să îndrăznesc să vă compar cu Marin Preda. Foarte, foarte interesant, așa, și captant. Exact. Cum spunea... Aureliu Gorgi. Dumneavoastră, Aureliu, dacă dumneavoastră spuneați că nu îndrăzni să vă comparați cu el, permiteți-mi mie să vă compar astăzi. Nu îndrăznesc, în primul rând, pentru că a scris mult și bine Marin Preda. Cum să spun, a scris din el. N-a scris din afară, a scris din el, din interiorul lui. Tot ce a scris, absolut tot. Eu fiind un cititor, cum să zic, avizat, care chiar îl iubesc pe Marin Preda, da. Poate că de astăzi în biblioteca mea o să vă așez acolo lângă el. Și... M-am născut în comuna Dobroteasa, județul Olt, în satul Vulpești. Mai e un Vulpești de Costești, dar nu ăsta, e Vulpești de Drăgășani. Și eram prieten bun cu, dacă ați auzit, voi a dispărut cam de mult, Ion Popa Arzeșanu. Poetul e Ion Popa Arzeșanu, un poet de bună calitate, care a murit, săracul. Și, cum? La casa... Exact, da. Și eu publicam, el publica, și-a luat, pe el îi chema Popa Ion. Și-a luat Ion Popa Arzeșanu. Și bă, Lică, nu fii prost, unde te-ai născut, bă, în satul Vulpești. Bă, dacă încolo tu te numești Ion Lică Vulpești. Bine, mă, dacă vrei tu așa. Și mi-a rămas numele așa. Ion Lică Vulpești, da. Bun. Ce să mai, eu mă mulțumesc fetelor că și-au făcut timp și și-au pierdut, nu știu dacă și-au pierdut, aș fi bucuros să nu și pierdut timpul. Mi-a făcut o onoare. Chiar astăzi este prima dată când am deschis cartea dânsului, deci a fost așa, o impresie spontană. Și chiar dacă nu ar fi fost făcute afirmațiile de mai devreme, comparația cu Marin Preda este izbitoare, da. Deci altceva nu pot să spun. Este, nu știu, sunt frânturi din viața rurală, împletite cu ușoare note sarcastice și e o proză plăcută, se lecturează ușor. Chiar pe gustul meu, să zic. Aș vrea să spun câteva lucruri referitor la poetica lui Ion Lică Vulpești, adică la scritura lui esențială, profundă. El e un tip care dintotdeauna a exploatat așa într-un mod foarte benefic oralitatea. Deci oralitatea, felul cum vorbim noi zi de zi, fără pretenții și nu știu ce. Însă consider că el a adus o noutate în privința asta, în felul că a transfigurat. Deci el a transfigurat realul. Per exemplu, de curând a apărut în Argeș o povestire unde eroul, deci eroul a spus în urma a 3 ani de secetă într-un sat că el o să poată să facă să plouă. Deci să plouă, știți? Așa. Și, în sfârșit, a cerut țăranilor niște lucruri pe acolo, a făcut un așa numit pavilion undeva în mijlocul râului, așa,
Și s-a rugat acolo, în sfârșit, a dormit o noapte, două, cum spune autorul, așa cu ochii la cer și cu mâinile sub ceafă. Așa, și, mă rog, în povestirea respectivă, reiese că după câteva zile a plouat. Deci, un exemplu cum autorul transfigurează realul și îl transformă, deci, într-o situație, îl pune într-o situație benefică. Un alt caz. O femeie se plimba prin sat sau și acasă, stătea cu o găină pe umărul stâng și cu alta pe umărul drept, în poală cu un pisoi și după ea se ținea un câine. Ceva în genul ăsta. Adică el transfigurează realul mergând spre o anumită esență. Bineînțeles că altfel nu ar avea niciun rost. În sfârșit, un alt exemplu și cu asta termin, așa, unul din eroii unei povestiri merge la târg cu o caprină, mai precis zis cu un țap, așa, și el pe parcurs își face niște probleme. Cum să vândă el țapul ăsta sau nu știu mai ce, de care era legat sufletește, că era animalul lui. Și așa cum se întâmplă cu țăranii noștri, sunt foarte legați de vitele pe care le cresc și așa mai departe. Și când a venit cineva să îi cumpere, deci țapul, el s-a răzgândit. Îi spune, domnule, ce vrei dumneata? Și păi s-am dat banii, dăm țapul. Pleacă, domnule, de aici, că nu-ți vând eu țapul, știi? Nu ți-l vând. Așa, văd, a rămas și el uimit. Cum, domnule, păi ai venit, de ce ai venit cu el? Domnule, nu pot să-l vând. Adică nu putea. Țăranul, prin dragostea lui de animale, de nu știu ce, s-a răzgândit. Și sunt în cărțile lui... Pentru că duminica viitoare, zice el, nu-l mai vând. Păi dacă ți-l vând uitare, eu duminica viitoare, cu ce mai iubi la tine? Da, da. Deci, ceea ce izbește în povestirile lui, cei care le-a citit până acum, sau cei care o să puteți să le citiți pe viitor, o să fiți încurajați să le citiți, este această împletire extraordinară, deci dintre oralitate și transfigurarea realității. Adică a veni cu altceva, a aduce o esență în fond, pentru că majoritatea povestirilor lui sunt așa așezate negru pe alb, cam de mărimea unor poeme în proză. Și să știe că, în general, poemele în proză merg la esență, nu se extind la alte treburi. Și una sau altă calitate a scriitorii lui Ion Ligă Vulpești este antidescriptivismul. El nu descrie, nu descrie mult, nu merge pe descrieri, pe desfășurări, cum am văzut undeva că un scriitor a scos un roman sau două stând la o fereastră și descriind niște treburi. Ligă Vulpești nu descrie, el merge la esențe, știți? Și cred că pe linia asta, cu toate că s-au evocat multe, câteva nume aici, cred că Ligă Vulpești, ca profesor și ca scriitor foarte important, a învățat mult de la Creangă, după părerea mea, și de la Caragiale. De la Caragiale. Spre exemplu, și de la alții, printre care... Coșbuc? Da. Nu Coșbuc. Eu așa. Da. În sfârșit, deci a învățat de la alții să transfigureze realul. E vorba de Toporceanu. Toporceanu a recunoscut undeva că el a învățat și a vrut să fie un elev al lui Caragiale. Deci Ion Ligă Vulpești este un învățător sau un așa al acestor mari scriitori.